Hei, salutare și bine v-am regăsit altul de voi, ca de obicei, Captainul Edin. Astăzi vă aduc un review slash gameplay cu un tanculeț mai special, M22 Locust. Este un tank premium de tier 3, care momentan poate fi cumpărat și din gift shop cu 14 euro, împreună cu un alt tank german. În fine, nu asta e ideea. Acest tank se poate câștiga de obicei numai în competiții sau prin coduri date de la cei de la... Anul acesta, de exemplu, a fost cei de la Gamescom care au dat coduri pentru așa ceva. Și am reușit să pun și o mână pe acest tanculeț anul acesta, cu ajutorul lui Chimages, sponsor oficial al acestui episod. Câteva lucruri i-a spus despre acest tank. E un tank foarte distractiv și plăcut de jucat cu el. Are viață destul de bună, 250 pentru tank de tier 3, un top speed bun, penetrație bună, acuratețe și aiming time ok, decent, dacă te apuci și-ți pui echipamente calma pe el, mi-am pus numai ventilații până acum. Așa, un view range ok, singurul care nu e așa de bun pentru scouting, pentru că nu are semnal așa de bun și nu are prea multe proiectile, ținând cont că totuși are în jur de 40-50, undeva pe acolo, nu mai știu exact. În fine, adunați voi acolo, că nu mă pricep la adunări. Care se duc extraordinar de repede. I-am pus la mișto 11 proiectile gold, pentru că Seal Clubber, așa îmi place să râd de jucătorii noi veniți în joc, pentru că sunt un bulangiu de felul meu. Bun, haideți să vă arăt și primul meci în care l-am jucat, mi-am luat și ace-ul, și haideți să vă arăt și meciul acela, să vedeți cum se comportă pe câmpul de luptă. Ok, și acum o să vedeți primul meu match cu M22-ul. Suntem pe harta Prohorovka și în acest match mă folosesc, încep să joc exact ca un scout, mă folosesc de viteză și ajung pe centrul hărții, spotez tot ce reușesc și după aceea încep să culeg pe rând, în funcție de cum sunt așezați pe harta și așa îmi curesc și drumul eu pe harta. Un lucru am uitat să-l menționez pe acest tank, nu are matchmaking preferențial, cu toate că este un tank premium, adică el o să vadă match-ul și cu tankuri de tier 5. De-aia e bine să aveți gold-ul pregătit. Ca penetrație, ce avem? 78 cu gold, 56 normal. Am reușit să spotez 70-ul, deja am cât puțin experiență pus acolo. Am văzut Panzer 2 că a venit și să merg cu el. Între timp T-127 a fost și spotat. Panzer 2 cu tunul acela foarte fain, care trage foarte, foarte repede. Acum încep să-i culeg și eu. Am început foarte bine, primul foc tras, ricoșe. Panzer 2 își face treaba. Aici am văzut că n-am depresie, am hotărât să mă retrag. LTP-ul am văzut că a scăpat dreapta. Am prins o lovitură și m-am hotărât să merg pe el. Din mers se reușe să-i trag, să-l prind. Dar nu de fiecare dată, data aceasta l-am ratat. Încă o ratare. Și o chestie, să nu irosiți proiectilele cum am făcut în acest match. Nu mi-am dat seama. La nu știu să-l scot. Nu mi-am dat seama că la sfârșitul match-ului mă trezesc că mai am foarte, foarte puține proiectile. Deja mai am 25 normale, 11 gold. Meciul 2-2, am reușit să fac primul kill. T-80 de ori să-l scoată. Și am hotărât să merg în partea stângă. Să-mi continui pușii pe aici, să văd dacă reușesc să spotez ceva. Am zis că să intru după tufișuri. Așa să fiu mai greu de spotat, să reușesc să avansez până în bază. Am spotat pristul, am jucat o lovitură, a doua artilerie. Scos, fără probleme. Am jucat o lovitură, n-am reușit să nimeresc. Mi-am luat un 130. De acum, țin de clară, un 176. El ar fi fost și mai periculos tank de aici. Am reușit să-l prind încă lovitură din mers. L-am ratat. Aici erosesc foarte multe proiecte. Între timp se trage din spatele meu. Hotărăsc să merg să scot sub 76-le înainte să nu mai fie AFK. L-am scos. Îmi primesc să-mi schimb lovituri din spate. Prefer să ignor acel panzer.
m-am băgat în spatele la SU ca să mă nivelească mai greu, de acum e foarte, foarte greu pentru că nu are acolo atenție așa bună acel tănculeț. Și la distanță e cam greu să mă penetreze. Am văzut că a fost spotat aici cealaltă artilerie, celălalt SU-26. Așa că merg pe el. Se uită la mine, dar până se întoarce el, până și întoarce tureta, era victimă clară. Am uitat tănculețul, le-am băgat-o și pe ultima, 4 kg. Cruiser 3-ul, spotat și el. 4 kg cu 97 HP și de acum 21 de proiectile fără cele două heuri. Mă trebuie să prind să ies prin flanc. Era sigur cruiserul o să vină direct pe mine. Mă poziționez, îi bag una. Cer să mă ridic. Văd că nu pot. Nu știu dacă am ținut pe cei de pe deal, dar nu am. Și mă focusez în continuare pe cruiser. Și văd că nu mă penetrează. De acum am început să prind și eu mai mult tupeu. Între timp văd el TP-ul în spate. Încerc să... El mi-era cel mai frică. Să-l suc pe el puțin la viață. De acum eram cam înconjurat. Trebuia să-mi aleg pe cine să scot. Am zis că scot cruiserul 3. Știam că mă penetrează mai greu. Cu el aș avea mai multe șanse. Așa că mă bag agresiv pe cruiser 3. Decât să rămân 3-2, mai bine aleg o țintă și mă duc pe ea. Între timp mă uit și pe hartă să văd unde e LTP-ul. A ajuns la el în bază, încolo viitoră, l-am reușit să-l scot. 5 kg. Trag cei de pe deal, în schimb. T-82-ul, sigur. Și da, el a tras. N-am reușit să-i prind o lovitură. Să nu uităm totuși de LTP pe care vine pe mine. Nu are curatețe la distanță și a dat și el seama și de aia se și retrage. Am încercat o lovitură. Priviți, deja a rămas la 9 proiectile. De asta vă zic, aveți grijă cu acest tank să nu-i rosiți proiectilele. 3 tancuri, 9 proiectile. Noroc că ultimele sunt gold și șansa că o să penetreze foarte mare. Ok, la ei am un jucător foarte bun, un LTP, cu eficiență bună, și mi-a părut că să-l scot. El cu 82 HP. Prefer să rămân pe gold, pe loc am o croteție mai bună. Dacă îl scop pe el, avem șanse mai mari de să câștigăm. Și 6 kg, Top Gun. Celălalt LTP mare și l-a făcut când a venit pe mine. L-a ratat. Și am reușit să-l scot. Acum am mai rămas T-82-ul. Țintă ușoară, mai am 4 proiectile, îl scot fără probleme. Vine băiatul din mers. Greșeală de om idiot. Merg direct pe el. Și a murit ca un prost. În loc să stau pe loc să-l aștept sau măcar să încerc să flanchez, a reușit să mă scoată. Nu mi-a venit să cred. Puteam să fac 8 kg în acest meci. Și nu am reușit. Omg la care i-am scris, dar de fapt trebuia să fiu omg ce prost sunt. Și cam așa se joacă, sau cel puțin așa joc eu cu M22 Locust. Tendere din mare și T82-ul. Și haideți să vă arăt și implate-urile. Hai mă, scoate-l. Bom, 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 asta e. Haideți să vă arăt implate-urile. Și primul meu match cu Locust, Top Gun cu Ace, a fost, mi s-a părut foarte distractiv. Nu mă așteptam să mă așa repede, fără proiectile. Mi-am pus la mișto niște proiectile gold acolo să le am, că oricum penetrez orice, dar na, să fie așa. 7 kg, am murit ca un prost. Puteam să stau la distanță, aștept să vină pe mine să-i dau eu două proiecte și scoteam, dar... data viitoare. Și acesta e tănculețul. Gameplay, am făcut și bănuți cu el. 25.000 profit. Scurt și la obiect. Foarte, foarte distractiv tankul. Ei, da, cum fac roșu de acest tank? A, noroc că m-ai întrebat. Și foarte bună întrebarea. Uitați care chestia am. Mai am două coduri pentru acest tank. Cum puteți intra în posesia lor? Am să țin duminică, 1 septembrie 2013, ora 19, un concurs. Am să vă rog să vă lăsați în comentarii nicul vostru din joc.
Ca eu la sfârșit să fac un team training, să vă invit pe toți să participați la acel concurs. Înainte de asta, ca să puteți participa la acest concurs, trebuie să fiți subscriberi. Și jucătorii din clanul meu nu au voie să participe la acest concurs. Asta ca să fie clar. Înscrierile se fac până pe data de 31 august ora 19. V-am zis, lăsați comentarii. Tot ce trecut de data de 31 august ora 19, noi am considerare. Să ne putem înțelege cu regulamentul și tot, am să vă rog să vă instalați RideCall, nu este obligatoriu, și să accesați, să băgați acolo acest cod ca să intrați pe canalul făcut special pentru acest eveniment. Cu acestea fiind zise, haideți să vă arăt și cum o să întâmple acest micuț eveniment slash giveaway. Ok, haideți să vă explic cum o să se întâmple această mică competiție. În funcție cât o să ne înscriem, ori o să facem două grupuri și câștigătorul din fiecare grup o să câștige un cod, sau dacă nu sunt de ajuns, ultimii doi care au rămas în viață o să câștige cele două coduri. Dar v-am spus, în funcție de când ne înscriem, o să văd cum o să fac regulile și o să vă anunț în ziua respectivă. Bun. Toată lumea obligatoriu cu tankuri de tier 1. Da? Ați auzit bine, tankuri de tier 1. O să mergem pe Malinovka, în centru. Ne adunăm toți. Și ca să ne coordonăm mai bine, de asta am zis că o să folosim RideCall-ul, așa o să putem să comunicăm. O să vă las ID-ul de la canal în descriere. RideCall e un program gratuit, e un fel de ca TeamSpeak-ul. Ca să știți și voi. Și se pare că am foarte mare lag. Ok, cine a tras înainte de start este descalificat și se rea meciul fără persoana care a tras. Nu o trageți în glume, fără mișto, fără chestii. Ai tras și descalificat, să fie clar. Toată lumea să pună în cerc. Sau un fel de cerc. O să încercăm să ne coordonăm cât mai bine. Spune tractorul acolo. Frumos, ne-am aranjat. După aceea o să spun, acum ați 26-57 de secunde, o să zic, băi, la 24, la 25.00 începe să trageți. Ultimul rămas în viață câștigă, sau ultimii doi rămași în viață câștigă. V-am spus, o să vă anunț în momentul respectiv. Voi nu aveți voie să mă omorâți pe mine. Dacă mă omorâți, ieșiți afară din competiție fără discuție. Eu am să stau să fiu un fel de juriu, ca să spun așa. Așteptăm să treacă timpul. Patru de secunde, vă anunț de la 50 de secunde într-una, 30, 20, 10 secunde și vă puteți mișca să faceți ce vreți voi din momentul ăla. Ultimul care a rămas Ultimul care a rămas în viață câștigă. Îmi cer scuze, dar nu știu de ce este care treaba cu lagul. Trageți în cine vreți, faceți bătaie cum le vreți voi. Și se pare că a câștigat scurt și la obiect, o să fie competiția, nu o să vă răpesc mai mult de 15 minute din viața voastră. Alexuțu 13 a câștigat. Felicitări! Cam așa o să fie și competiția. În cazul în care am omis ceva, o să vă rog să vă uitați și în descriere, încă o dată, să citiți absolut tot. Până data viitoare, v-am lăsat. Ciao!